Cartofii s-au scumpit continuu în ultimii ani. Numai în martie prețurile au crescut cu aproape 37% față de perioada similară din 2021, conform statisticilor oficiale. De exemplu, în perioada Paștelui, în piețele din București, kilogramul a costat între 2 lei și 50 de bani și 4 lei, în funcție de sortiment. Cartofii noi s-au vândut chiar și cu 15 lei. Foarte scumpi. Și toate, nu numai cartofii, toate alea, tot e scump. Mai reducem din rate. Producția de cartofi a scăzut după 1990. Suprafața totală cultivată a fost de 84.000 de hectare anul trecut, conform statisticilor oficiale, mai mică decât în 2020. Din datele fermierilor, nu s-au cultivat însă mai mult de 30.000 de hectare cu cartofi pentru consum. Fermierii nu mai sunt atrași de această cultură. E o cultură de în ce în ce mai puțin rentabilă, foarte riscantă și cu inputuri foarte mari pe hectare. Prețul cartofului nu se mai face în România. Importăm între 50 și 60% din cartoful care se consumă. Cartoful s-a scumpit cu 30-40% și inputurile cu 400%. Deci în condițiile astea, foarte, foarte greu de spus dacă merită sau nu merită. Pentru a stimula creșterea suprafețelor cultivate cu cartofi, Ministerul Agriculturii vrea să acorde fermierilor un ajutor de 200 de euro la hectar, în anumite condiții. Vrem să readucem producția de cartofi la nivelul în care să ne asigurăm din producția internă tot necesarul de consum. De aceea am alocat anul acesta 15 milioane de lei pentru producătorii de cartofi, pentru a-i menține în sector. Fermierii au făcut calcule, iar ajutorul ar acoperi doar o mică parte din investiția la hectar. 200 de euro înseamnă 1000 de lei, investiția pe puțin este 35.000 de lei, față de zero este un ajutor foarte mare și este un început. Este mult prea puțin ca să influențeze cu ceva prețurile. Programul de susținere a producției de cartofi de consum este momentan în dezbatere publică. Subvențiile ar urma să se acorde după ce schema de sprijin va fi adoptată de guvern.